poate fi chiar ereditar o hemofilie. Vârsta cronologică, biologică, are... Vreau să spun că spre necazul nostru al tuturor, apar accidente vasculare la vârste tot mai tinere, așa cum și infarcte. De asta v-am întrebat, că vârsta cronologică e una și... Nu este egală vârsta cronologică cu vârsta biologică. Avem persoane care poate arată cu 10 ani, deci care au arterele cu leziuni mai rapide decât persoane mai vârstnice. Avem accidente vasculare chiar la 40-50 de ani, unele chiar la 30, deci la în a treia, a patra decadă de vârstă. Ca și de altfel și infarctele, deci... Sau probabil că ați întâlnit și persoane mai în vârstă care au o condiție bună și... Categoric, categoric. Este de menționat faptul că persoane care au evitat unele excese în viața de zi cu zi, începând din copilărie, tinerețe, și au dus o viață cumpătată, pot să facă aceste accidente vasculare la o vârstă mai înaintată, 80-90 de ani. Care este simptomatologia AVC-ului? Simptomatologia depinde de etiologia accidentului vascular, dacă este ischemic sau hemoragic. La accidentele vasculare ischemice aș menționa deficitul motor, adică o hemipareză, o paralizie pe jumătate de corp. De asemenea, amorțel pe jumătate de corp, tulburări de vedere la un singur ochi, afazia, care de fapt înseamnă tulburări de vorbire și care deci este o tulburare atât în percepție cât și în exprimare, deci în înțelegere și în exprimare. Iar deci aceasta ar fi cam în teritoriul anterior al creierului, în teritoriul posterior, unde este... S-a atins și alți centri, aș aminti ca simptome de bază, vertijul, tulburări de echilibru, vărsături, cefalee, tulburări de vedere de data aceasta bilaterale, de asemenea deficit motor, hemipareză, pacientul poate să fie dizartric, el are dificultăți de vorbire, dar înțelege ce îi se spune, disfagia, ceea ce înseamnă tulburări de deglutiție, deci de înghițire, și uneori chiar pierdere de cunoștință până la comă. Se pare că dacă ajungem la comă, este o boală frecventă categoric, și gravă. Categoric, și accidentul vascular cerebral ischemic poate să fie de o gravitate mai mare, de, în funcție de întinderea teritoriului cerebral atins, unde acolo se produce un edem mare, și atunci pacientul, circulația cerebrală fiind într-o mare parte afectată, pacientul ajunge comatos la noi, chiar dacă nu este un accident vascular hemoragic, pentru că în accidentul vascular hemoragic... Mi-a zis de cel ischemic, da. Chiar vreau să vă întreb care sunt simptomele la... AVC-ul hemoragic. La cel hemoragic, în primul rând, pacientul acuză o cefalee majoră, prezintă vărsături, diplopie, hemiplegie, somnolență și de cele mai multe o stare comatoasă. Starea comatoasă care de multe ori duce la... Deci starea comatoasă poate să ducă chiar la deces. Din acest motiv, AVC-ul hemoragic... Care este mai grav? De obicei este mai grav decât ischemic cel ischemic. Hemoragicul? Hemoragicul prezintă gravitate prin faptul că pacienții noștri rămân fie cu o mare invaliditate, dar de cele mai multe ori, peste 50% din pacienți pot să decedeze. Deci înseamnă că este... Ca dovadă că este... Deci accidentele vasculare cerebrale ocupă primul loc în România. Și aici suntem fruntași. Ca și cauză de deces. Din păcate, fruntași într-o parte... Deci fruntași negativ, să zic așa.
Vreau să vă întreb dacă există anumite semne, simptome care anunță instalarea acestei accident. Aceste simptome există în primul rând la accidentul vascular cerebral ischemic, și anume se întâlnesc așa numitele accidente ischemice tranzitorii, AIT-uri, cum le numim noi. Acestea constau într-o simptomatologie sumară, dar apărută brusc și care, care apar brusc și se manifestă fie prin o hemipareză, afazie, diplopie, o vărsă, deci chiar numai un vertij. Moment în care pacientul se sesizează de existența unei tulburări cerebrale. Dar acest accident ischemic tranzitor are această caracteristică că poate să treacă în una, două ore. Și aceste simptome... Și pacientul poate să le neglijeze. Tocmai asta multe, multe din aceste simptome, cred că de multe ori le regăsim, dureri de cap, grețuri, stări de vomă, da, le deci, mai regăsim. Este foarte important ca acești pacienți să se prezintă la medicul de familie, care va îndrepta pacientul fie la, la medicul cardiolog, de exemplu, dacă are cefalee, poate să fie numai o hipertensiune, sau la medicul neurolog, dacă medicul de familie constată că are un deficit neurologic, atunci sau din anamneză reiese acest lucru, atunci pacientul va fi îndreptat către neurolog. Aceștia, pe baza anamnezei și a examinării clinice mai amănunțite, pot să constate prezența unui prezența unui accident ischemic ușor, care în 24 de ore poate să dispară, ceea ce înseamnă că este un accident ischemic tranzitoriu, sau îl definitivăm ca și accident ischemic constituit. Oricum, pacientul trebuie tratat atât la accidentul ischemic tranzitoriu pentru a preveni instalarea unui accident ischemic major. Pentru că aș vrea să precizez că 20% din pacienții cu accident ischemic categoric, 20% din acești pacienți cu accident ischemic tranzitoriu, deci chiar dacă au avut deficit motor una, două ore, el poate să se transforme, să se repete, sau mai mult, în 36-38% din cazuri se instalează un accident vascular constituit cu hemipareză, hemiplegie sau chiar poate să meargă până la comă. Frecvență? 20% în prima lună după un accident ischemic tranzitoriu și cam 50% în primul an. Deci aceste accidente ischemice tranzitorii este foarte important ca noi medicii să le, descoperim, pacienții să se adreseze medicilor, noi deci medicii... La primele semne pe care le-ați amintit, adineauri, pacientul, dacă le are aceste semne, trebuie să meargă la medic, sau în cazul în care, poate apare la un aparținător, mamă, tată, frate, când vede aceste semne, trebuie să-l ducă la categoric, spital, deci ele nu trebuiesc neglijate. Iar medicul trebuie să le considere de asemenea foarte...